Iașul este în deficit de examinator pentru examenul practic pentru obținerea permisului de conducere. Rezolvarea acestei probleme constă în aducerea mai multor examinatori din alte județe ale României. La acest moment numărul de examinatori la nivelul județului Iași este destul de redus comparativ cu numărul de cereri înregistrate. Pentru a reduce timpii de așteptare la proba practică, a fost solicitat sprijinul unor examinatori din alte județe. În cursul weekendului 29-30 octombrie au fost delegați 8 examinatori de la Mureș, iar în cursul acestei săptămâni, de pe 1 până pe 4 noiembrie, sunt delegați și desfășoară activități 2 examinatori de la Satul Mare. Împreună cu polițiștii din Iași, cei din Târgul Mureș au reușit să examineze 299 de candidați în cele două zile. Au mai fost două sesiuni suplimentare în iulie și în august cu examinatori de la București. Este o problemă și de resurse umane, nu depinde numai de serviciu public comunitar aici pe plan local. În momentul de față, în județul Iași, sunt 13 examinatori. În ciuda tuturor măsurilor luate, ieșinii care abia au promovat examenul teoretic au fost programați pentru examenul practic în luna februarie a anului 2023.